Всем привет, я Шандор Инуц, и сегодня снимаем для вас очередной ролик для Хэллоуина. Da, mă, deci tocmai ați auzit un intro pe rusă, pentru că l-avem și pe Alin, pe care nu-l știți și este nou pe vloguri. El s-a apucat recent de bicicletă și aparent avem și el, s-a mascat, chestii nebunii. Sunt aici și cu Titi, cu Maur, cu Antonio, cu ăsta mică pe care îl cheamă Deni și cu Răzvi. Răzvi se dă de mult timp pe bike, dar voi nu-l știți. Și mai sunt încă trei personaje în spate care stau așa super ciudași, se uită. E, aoleu, bă, mi-e frică de ei. O să aflați pe parcurs cine sunt ei. Așa că haide să dăm drumul la vlogul de Halloween. Sper că o să vă placă vlogul ăsta, pentru că eu sunt cățărat într-un copac ca să pot face asta. Deci, lucrăm la vloguri blană ca să iasă bine pentru voi. Bă, ce-i putea? Ce mă zic? Bă, ce-i uiși, bine? Ai vrat, ești bine? Da, mă, da. Bă! Bă, scrie să ce ești bine? Da, mă, da. Sigur? Da. Bă, sigur? Vai de capul meu. Bă, noi nu punem. Adevărat? Am căzut ca bun. Da, mă, glumim și noi, e de Halloween și astea. Sper să nu ne luăm de mărțizare, ăla e sânge fals, toate nebunile. Deci, sper că vlogul ăsta o să iasă super tare, pentru că și băieți s-au costumat super tare. Ești bine, mă? Da. Hai că mi-o mai dau de ce. Mamă, ce ciocat. Thank you.
Deci noi suntem jandarmi aici, avem mandat să-i batem pe toți ăștia de aici. Ia, iată-mi copținia, ce camera asta? Hai, zile tu. Ce mai e? Ce mă? Ia uite-mă, ia scoate-mă pistolul. Ia vină mâncați. Bă, ia, pe burtă! Pe burtă! Aici, cu un ordin de percheziție, ești mandat. Tu de unde ai voie să fii imediat? Ia, ia oprește camera asta, băi, ia vină ca, hai, ia buletin, hai, ia legitimația mai întâi. Șofer de tir, 3 ani pe dubă, hai, repede, ai buletin. Băi, băi, ce-ai pe tine, mă? Băi, zici ce-ai pe tine? Ce-ai în buzunare? Legitimează-te și după. Băi, ce-ai în buzunare? Nu mă interesează, băi, avem mandat, puteți să-i trecăm, vrea mușchiul nostru. Da, deci le-am acolo pe Mauri, e șmecher băiat. Yo! Ia zi-o! Deci suntem aici la o seară corectă de Halloween cu băieții pe fundal. Totul merge bine, e frumos afară, băieții știe fotbal. Mai veni. Fotbal, băi, fotbal. Fotbal, mă scuzați. Da, așa e, ai vorbit corect și nu-i bine. Vezi că vin și... Și vrem un follow aici la Denis Pintea Andrei Barejiu și la... Eu sunt Mike pe Insta, frumos acolo. Follow, să faceți noi 1000, că la mine, la el nu știu, dar la mine 1000 vreau să fac. Eu sunt mai sărac, așa. Dar și cu fruntea aia pe tine? Bă, m-a lovit azi dimineață. Frizură la Dani Costi. Am dat așa tare cu capul de ceva. Și m-a durut rău de tot. În ăsta, în zi, cum să zice, noptieră. Soare stil Kennedy, realizată la Dani Costi. De Daniela. Da, mă, da, deci lasă... Doare fruntea, ești prost. Bă, tu în seara ca în seara, dar zici și nu, unde ți-ai făcut spâncene, că... Ce că vrea și vara mea să-și facă. Bă, la... Mamă, nici nu mai știu cum o cheamă. Bună, frate, e pe daia cu Fresh Niles și dalea, știi ce zic? Cu ungi cu gel dalea. La ungi cu gel, frate. La Ana Zarzavat. Ana Zarzavat. Acolo ce ține a făcut, știu eu, burtosul ce ține. La mine acasă, mă. Bă, dar tu ce costumați ai? Eu sunt jandar, frate, nu știi eu cu băiatul ăsta. Eu zic să-l certați pe Kawasaki în comentarii că nu și-a luat nimic. Alo, ale, bicicleta. Alo! Uite-l pe ăsta, bă, să-mi fure bicicleta. Alo, vin. Uite-l. Băi, s-a băgat în vent, ești prost. Măcelarul, fantoma măcelarului. Da. Știi cine e ăsta? De fapt, nici nu o să știți, pentru că vedeți cadrul ăsta. Ale, și la camera. Deci cum mă vezi? Cadrul ăsta, frate, a fost al meu. Așa că vezi că trebuie să ai grijă de el, să dai tricuri șmechere. Nu-i vedeți fața încă, că dacă nu dă tricuri șmechere, nu o să vedeți niciodată. Cum îl vopsești, băi, ești dement? Îl duc la vopsit. Da, ce ești, bă, deghizat? Sunt un aviator tanchist. M-am deghizat în BMX astăzi. Zic eu BMX ăsta. Da, fantoma știi mai bine. Tare, bani deci, acolo, țipă. Are un cadru kilabil. Așa. Cu furcodise. Și angrenajul ăsta, tu săraci. Să vezi ce-ți dau după video. Da, mai băieți, și cam acesta a fost vlogul de Halloween. După cum vedeți, mi-am dat toate nebunile jos. Sper că vouă v-a plăcut, noi ne-am chinuit destul de mult să facem chestiile astea. Voi nu uitați că tot ce ați văzut, adică căzătura lui Alin și tot sângele de pe jos sunt false și făcute intenționat de noi ca să iasă vlogul cât mai bine. Sper că v-a plăcut această idee pe care am avut-o anul acesta cu lumânările și nebunile. Din păcate nu am mai mers la street pentru că a fost foarte frig, dar totuși mi-am distrat, băieții s-au dat și n-am mai avut de mult un session așa, sincer, să fim mulți, să ne dăm și să fie seară și chestii. Bine, voi până în vlogul următor nu uitați să le dați follow pe Instagram tuturor celor care au fost prezenți în vlogul de Halloween. Știu că vlogul acesta apare cu puțină întârziere, dar totuși măcar apare, știți ce zic? Așa că voi până în vlogul următor nu uitați să dați subscribe canalului meu, like la acest clip pentru că mă ajută super, super mult și YouTube-ul recomandă mai departe videoclipul. Și totodată să dați follow pe Instagram la Șandăr Ionuț și tuturor celor care s-au dat.
Așa că noi ne vedem în vlogurile următoare, care să fie super, super blană, vă zic de acum. Așa că abonați-vă acolo cu clopoțel dacă vreți să știți absolut tot ce facem. Deci, ne vedem data viitoare. Pa!